Neața, guys, și bine v-am regăsit la un nou vlog pe canal. Așa cum v-am obișnuit, aici suntem cu o prima masă a zilei. Începem dimineața în forță. Bine dimineața, e deja cam amiază. În buzunar am și stack-ul de vitamine de la Prime. V-aș ține mai mult de vorbă, dar mă grăbesc să mănânc masa asta pentru că sunt rupt de foame. Ok, am revenit la masa numărul 2. Că la masa numărul 1 n-am mai filmat nimic pentru că mi-era extrem de foame. Adică am stat foarte mult și până am filmat mai multe chestii, am lungit cu treaba și s-a făcut târziu și eu încă nu mâncasem și mi-era extrem de foame. Deci am revenit de la masa numărul 2 cu mai multe detalii. Avem piept de pui cu orez, masa campionilor, după cum v-am obișnuit. Asta e masa numărul 2. În mod normal aveam păstăi, am înlocuit cu spanac, că nu mi-am dat seama că mi s-au terminat păstăile. E un înlocuitor destul de bun. Urmează să mergem la sala azi mai încolo, să dăm picioare. Quadriceps, trebuie să progresăm, pentru că după cum știți, v-am reamintit, nu mai am mult din off-season. Nu mai am mult și scade cantitatea asta de orez, vedeți, acum am efectiv un ceaun de orez aici, dar mie chiar așa mi-e foame. E parte din drum, dar când stau să mă gândesc că iar o să mănânc super puțin, nașpa așa un pic, dar măcar o să scap de boalfele astea, că râde toată lumea de mine că am făcut boalfele. Fraților, dar mă uitam acum recent în timp ce editam și mă uitam prin poze și prin videoclipuri mai vechi și m-am văzut cum arătam cel puțin la pregătirea pentru naționale în ultimele săptămâni. Eram așa tras la față, vă pun aici o poză cu mine. Băi, zici că eram efectiv extraterestru, frate, mi se vedeau tot, aveam ochii bulbucați, mi ieșeau din orbite. Deci eu nu realizam cât eram de slab și cât eram de tras la față. Cred că lumea de prin cartier credea că m-am îmbolnăvit, cine știe ce credeam. Și fără energie, zicea că gata, ăsta e papa sâmbete. Mâncăm masa asta, după asta o să trec un pic la treabă, o să mă apuc să editez un pic, pentru că sper că ați observat că începem să postăm din ce în ce mai des acum și sper să apreciați asta. Deci nu uitați să dați acolo subscribe, să ne strângem mai mult. Anul ăsta vreau să facem 10.000, țintesc sus. În 2023 am făcut 1.000, în 2024 am făcut 1.000. Până în 2025 trebuie să fim 10.000 aici pe YouTube. Deci nu uitați, vă abonați acolo, lăsați like, lăsați tot ce trebuie. Eu plănuiesc să upgradez așa nivelul conținutului. Sper să reușesc la chestia asta. Am nevoie de susținere din partea voastră. Mă bag, mă mănânc masa numărul 1 și revenim cu niște detalii care să vă intereseze sau nu, sper că da. Ok, mică mare schimbare de planuri, o să trebuiască să mergem la sală pe 2 mesi, gen plecăm acum. Nu chiar cea mai bună variantă, dar it is what it is, m-am obișnuit să merg pe 3 mesi, dar na, se mai întâmplă și de astea. Cum trebuie să pușăm azi, clar facem progresiv overload, chit că suntem pe 2 mesi, nu contează. Una! Am pregătit deja shake-ul post-workout, creatină, glutamină și dextrină, and here we go, ne vedem de la sală, dăm quad. Bun, am ajuns la sală, ne-am luat cureaua asta șmecheră de la Prime să anunț un antrenament de ăsta grandios, hardcore. Începem cu aducții, primul exercițiu, astfel încât să targetăm de la începutul antrenamentului aductorii pe care vrem să-i lucrăm. Făcându-i la începutul antrenamentului, stabilesc foarte bine conexiunea neuromusculară cu ei și la restul exercițiilor o să mă concentrez să îi simt. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons. But all I hear is your voice. Bun, dăm un drop set cu maxim cât putem aici așa. Am băgat full stack. Vedem cum merge. Hai, Spielbergerin. Hai. 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 Hai.
Failure has been achieved, thank God! Stilul berberino! Cam așa ară după 3 serii de hex squat. Mai avem o serie de hex squat la care dăm primele 4 repetări cu negativ super slow. După care 8 repetări normale, încercăm să dăm 12, dar nu știu cât de mult mai pot, că sunt cam rupt după 3 serii, după cum vedeți. Bun, guys, deci ultima serie la hex squat, seria numărul 4. Cred că ar fi cel mai bine să scot un pic din greutate, că sigur nu mai duc 12% că sunt mor. Scoatem greutatea, nu o scoatem. Luăm și AU, băgăm o cupiță și dăm ultima serie până murim. Dar vă rog doar că faci și el daily vlog aici. Cât I just don't say another word. These thoughts you've imagined aren't real, aren't adding up. You fetched your ideas from nowhere, all from another world. Your logic's impaired. Bun, băieți, s-a așa rupt că am realizat că am uitat să filmez exercițiul pe care tocmai l-am dat și anumit presă. Am dat 4 serii și aici, 20 de repetări la fiecare serie. Dar am uitat să filmez. 20 de repetări, corect? Sarado. O impresie, lui Berberin. Are social anxiety. Mergem la Berberinul, Berberinul șef. Berberinul șef, eu. Berberinul șef, șamanul. Ce o impresie de Berberin, ce e acolo? Vitamine. Era ceva la Rispiana, am văzut. Complexul de vitamine. Bine, Iohim, bine. Complex de vitamine de la Ostrovit. Se folosește după antrenament. Fratele Sarabu aici, am trecut, dăm niște abdomen. Ce face căciul? Ce mai ai? Unul la femoral și abdomen. Da, dau și eu abdomen că am nevoie. Chiar dacă nu prea îmi place mie, am mai făcut mers fandat, am uitat și pe ăla să-l filmez. Ia, yeah, sunt. Ia, yeah, man. Yeah, man. Dar trebuie să zici ca mine, ia, yeah, man. Ia, yeah, man. E greu un pic. Ok, am ajuns acasă, mi-am mâncat masa post-workout și între timp s-a făcut târziu. O mai trecut vreo 2 ore la masa aia și acum mănânc masa care teoretic ar fi trebuit să o am pre-workout. Da, na, se mai întâmplă și mi se dea o leacă planul de piste cap, dar tot timp cât am reușit să progresăm la antrenament, asta e tot ce contează. La modul, coapsele mele sunt down. Efectiv, simt durerea aia musculară, dacă știți la ce mă refer. Nici nu a trecut o zi și deja simțiți febra musculară care urmează să vină și care e deja voluat, așa, simțiți durerea aia musculară. Efectiv, daună musculară, fraților. E important că am făcut progressive overload și am reușit să progresăm. Deci asta e super bine. Astea fiind spuse, vreau să închei clipul ăsta aici. Nu cred că o ieși de data asta un vlog așa lung, dar încerc să postez cât mai mult. Nu vreau să le fac foarte plictisitoare. Chiar dacă e mai scurt așa, sper să fie scurt și calitativ. Să fie enjoyable de privit vlogul ăsta. Sper că v-a plăcut din nou. Mersi că am văzut că au crescut canalul deja, facem vizualizări. Promit că voi posta cât de des pot. Noi ne vedem la clipul viitor. Mâncați sănătos, gândiți sănătos. Noi ne vedem la clipul viitor. Pa, pa!